No way. Nu, dar... Ce îmi recomand de aici? O să mergem în a treia zonă roșie a Bangkokului, care e frecventată mai mult de japonezi. Ia uite ce văd acolo. Salutare și bine m-ați găsit în Bangkok. În seara asta fac o ieșire mai chill un pic. O să merg la un sky bar aici în zonă. Ticiuca se numește el, e foarte, foarte frumos. După care am iarăși două opțiuni. Ori merg pe Khao San Road, ori mă întorc acasă și mă odinez pentru excursia care o voi avea mâine. Să vedem însă cum mă voi simți aici și pe urmă o să mă hotărăsc. Hai să vedem cum arată barul. Nu arată bine aici, înăuntru e și răcoare. Trebuie să... Uite, ticiuca e acolo. În partea aceea. Cred că trebuie să șterg un pic ecranul, că se vede destul de încețat. Dar acum luăm liftul, am așteptat să ne cheme pentru a se elibera un pic din spațiu de acolo. Ciupa, 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 ciupa. Ciupa, ciupa. Deci în liftul ăsta nu avem luminiță cum am avut în ala, nu? Hai să vedem. Trebuie să apăsăm noi sau merge singur? Dar n-are niciun buton, efectiv. Bine, s-ar putea să fie fost și până la urmă n-am mai mers, că nu merge liftul, nu urcă cu noi liftul. Vezi, dai seama, nici liftul nu urcă cu mine. Ce bine să nici liftul nu urcă cu mine. Avem loc toți aici? Și cu tine și cu camera vorbesc, cu toată lumea. Ce tare. Tu? Da, încă două etaje. Gata, am ajuns la locul Ticiuca. Doamne, ce lumini mișto are aici. Okay. Yes, and here to kneel. Okay, how many people? Four? Wow, super tare! Unde mergem? Încolo sau cum? Unde stai? O luăm pe aici? Da. În față, da? Dai că-l opresc, că nu prea am ce să fie pe aici. Tot pe aici, da? Mamă, bate lumina asta chiar în ochi. Să nu mă împiedic de ceva. Uite, și de aici cred că e poze frumoase, nu? Da, uite ce frumos este și de aici. Da, o să le fac când coborăm pozele.
gata vizita aici. Gata cu fetele frumoase, ne întoarcem la alea urâte. Gata experiența și aici la Sky Bar. O experiență destul de scumpă, am plătit pe două cocktailuri 990 de baht. Deci 1000 de baht. Asta înseamnă cam 30 de euro. Dar a meritat pentru că a fost un view, o priveliște extraordinară, foarte frumos. Deci o să mai venim aici. În prima ocazie mai vin aici. Să mergem să mâncăm. După atâta Sky Bar-uri, o să mergem să mâncăm ceva. Hai să vedeți cum arată metroul lor suprateran. E ok cum îi zic eu, metro suprateran? E bine că e răcoare aici. Am venit într-o zonă, o semi-zonă de street food. Miroase interesant, mirodenii de ale lor. Nu, nu, nepicant. Nu, dar... Ce îmi recomand de aici? Bă, nu știu, eu îți recomand tom yum, dar vezi că nu mănânci picant. Nu. Chicken? Chicken soup de 60 de baht. Și altceva ce mai are? Doar asta? Nu mai are asta. Atât? Da. Ok. Comandă tu. Ok. Ia să mă mai uit să văd ce mai găsesc pe aici. Poate mai îmi iau ceva. Ia să văd. Hai că vin și eu, da? După ce mai uit un pic pe aici. Uite aici pui și cârnați. Ouă. Șnițele care arată într-un fel. Doi furte ceva nu găsesc eu pe aici. La ora asta nu cred că găsesc. Aici avem tot ceva de lor. Ok. Uite, exact așa. Dar nu mai vreau că m-am săturat de chestii de genul. De noodles și alte chestii. Hai să vedem cât costă. How much is one piece? I don't understand. I don't understand how much is. One. Ba, mă, nu înțeleg, frate, mă, nimic cu ăștia aici, mă, nu știu cum. No, tu. Ia. Yeah. Deci eu nu înțeleg aici nimic, nu știu cum vă înțelegeți voi care ați fost aici, dar pentru mine e crimă. E 10 baht o bucată pentru că mi-a dat 20 de baht restul. Și ia să mai merg în partea asta, la altă, că parcă am văzut ceva interesant aici prima. Hă? Nu. Nu e. Hai că mănânc ciorba și asta e. Asta e supa. Sper să-mi placă. Culoarea nu prea mă încântă, dar îmi plac experiențele culinare. Asta ce e aici? Oțet cu chili. Oțet cu chili nu mă pun așa ceva. De aici trebuie să-mi iau. Asta e... Fish, sos de pește. Credeam că e suc. Și mănânc cu asta e din gura lor, da? Da. Ia să mestec eu un pic prin supă. Sincer, singur n-aș fi avut curaj să mănânc supă de asta. Dar dacă mănânci tu, am încredere în tine. Păi eu bag chili de asta. Da, chestia e că eu nu pot să mănânc cu lingura asta. Nu știu, nu pot. Hai că mă apuc de mâncat, să vedem cum e treaba. Ia uite ce mișto o faci tu cu alea acolo. Foarte tare. Și eu trebuie la fel să amestec cu... Eu amestec cu lingura. Hai, că vă spun la sfârșit dacă a fost bun sau nu. Continuăm aventura pe aici și prin Bangkok la ceas de seară. Iau la pas Bangkokul la ceas de seară. După ce am mâncat, o să mergem în a treia zonă roșie a Bangkokului,
care e frecventată mai mult de japonezi. Și din ce am văzut eu că am dat o tură pe acolo, nu se compară cu niciuna, nici cu Sui Cowboy, nici cu Nana Plaza. Dar haideți să o vedeți ca să știți despre ce e vorba. Asta e zona roșie. Hai să intrăm, să vedem. E destul de mică, cred că vreo 200 de metri maxim cine. Dar trebuie văzut și asta, nu? Da, până pe aici e. Până pe aici ține zona. Mică, cum vă spuneam, dar mică, dar duce, cum se zice. Așadar, o să ne întoarcem de unde am plecat. Foarte ciudată zona în care am fost. După ce am închis filmarea, am intrat în două baruri. Unul era de travestiți, de să-i dau toți la mine ce caut acolo, iar al doilea bar era travestiți și amestecați cu gay, cred, pentru că erau bărbați în măciuca goală pe o scenă, măciuși mici, da, erau de ai lor, măciuși mici, dar erau tot măciuci. O să vin în night marketul de aici, Patong, dăm o tură pe acolo și pe urmă ne facem acasă să dormim, că mâine avem treabă. Radio City ăsta, o fi club ceva, că văd fetele astea mai greuțean, așa un pic, care stau pe afară, din nou unde pe afară, un club. Ia uite ce văd acolo, dreapta, la King Castle. Wow! No photo! No photo! No photo! Am intrat în acel go-go bar, să vedeți pe ce e vorba, unde nu mă lăsa să filmez pe afară. Prețul foarte scump, 170 de baht o bere. Și trist locul, foarte scump, nu mi-a plăcut ce am ieșit afară. No.
stat în fața alte fete. Tot din casca să rămâne și acolo. Mamă, ce e acolo înăuntru de femei. Îți stau una grămadă peste cealaltă. Am uitat eu un pic în dreapta și... Că asta e viața de noapte în Bangkok. Piețe peste piețe, femei, cred că și substanțe interzise. Una peste alta e o viață frumoasă. Mi-ar plăcea să stau în Bangkok o perioadă, dar aici, în dreapta, după cum vedeți, un bloc unde puteți închiria atât pații cât și apartamente. Dar văd cumva că lumea aici cam începe să strângă. E ora 12 și un sfert aici.